În memoria scriitorului Sorin Vidan, cel care în ultimii ani a ocupat funcția de manager al Palatului Culturii Teodor Costescu din Drobeta Turnu Severin, a fost vernisat astăzi o expoziție de grafică. Talentatul artist grafician Codruț Duduman a reușit să surprindă în zeci de lucrări portrete ale unor oameni de cultură din Gorj și Mehedinți. La eveniment a participat și sora lui Sorin Vidan, care a primit din partea organizatorilor expoziției portretul fratelui său. Portrete culturale din Oltenia este titlul expoziției de grafică ce poartă semnătura lui Codruț Duduman. Acesta a ținut să dedice expoziția scriitorului Sorin Vidan, cel care a ocupat în ultimii ani funcția de manager al Palatului Culturii Teodor Costescu și a cărui moarte fulgerătoare a lăsat un mare gol în lumea culturală mehedințeană. O expoziție executată într-o tehnică aparte, în creion, este vorba despre un artist consacrat, ce vine la Turnul Severin cu această expoziție. Este o expoziție document, o expoziție omagiu pentru aceia care au fost promotori și promovatori ai culturii. La eveniment au participat numeroși oameni de cultură, profesori, dar și iubitori de artă. Este o mândrie oltenească pură această expoziție și cu atât mai mult cu cât autorul lucrărilor nu este oltean. Inițiativa este însă oltenească și vine de la Târgu Jiu, de la Gorj. Iată cum un artist plastic reușește să adune atâtea celebrități. Aici sunt doar o parte din cele 150 de lucrări executate de domnul Duduman. Expoziția este adusă aici și închinată unei personalități dragi nouă, pentru că până mai ieri îi strângeam mâna și îi spuneam bună ziua în fiecare zi, mai ales cei care erau în subordinea domniei sale. Un scriitor de o mare sensibilitate și de o mare profunzime filozofică. Sora regretatului scriitor a fost prezentă la eveniment și a primit portretul realizat de Codruț Duduman în memoria lui Sorin Vidan. Atunci când expoziția se va ridica de pe simeze, portretul care este în spatele meu, portretul realizat de Codruț Duduman, va reveni familiei. Dacă ar fi fost Sorin în locul meu, ar fi știut ce să vă spună. Eu nu pot decât să le mulțumesc celor care au organizat acest eveniment, memoria fratelui meu. Îi mulțumesc domnului Duduman pentru că o grafică deosebită și deși sunt îndurerată, sunt foarte mândră de tot ceea ce a realizat fratele meu, Vidan Sorin. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj.